La editura Bazilica a Patriarhiei Române a apărut o nouă lucrare în colecția Ascultă cuvântul meu. Volumul Vechiul Testament, Ieșirea, prezintă pe înțelesul copiilor istorisirile din cea de-a doua carte a Sfintei Scripturi. Explicațiile prezentate urmăresc firul narrativ autentic al Bibliei, prezentând evenimentele din timpul ieșirii poporului iudeu din robie egipteană, precum nașterea lui Moise, pedeapsa adusă egiptenilor, despărțirea Mării Roșii și perioada petrecută în pustie. Adaptarea textului pentru copii și ilustrațiile au fost realizate de Ani Eliza Busuioc. Autoarea notează, în cuvântul înainte adresat cititorilor, că în paginile acestei cărți veți afla despre constituirea urmașilor lui Avram, Isaac și Iacov într-un popor numeros.